Albă ca zăpada și cei 7 pitici, de frații Grimm. Cică într-o iarnă, pe când zăpada cădea din înaltul nemărginit al cerului în fulgi mari și pufoși, o împărăteasă sta într-un jilț și cosea lângă o fereastră cu pervazul negru de abanos. Și cum cosea ea așa, aruncându-și din când în când privirile la ninsoarea ce se cernea de sus, se întâmplă să se înțepe cu acul în deget și 3 picături de sânge căzură în zăpadă. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul zăpezii, că împărăteasa rămase încântată și gândi în sine ei: ce n-aș da să am un copil alb ca zăpada, roșu ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Trecu timpul, dar nu prea multișor, și împărăteasa născu o fetiță albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu păr negru ca abanosul. Și dădură numele de albă ca zăpada. După ce o aduse însă pe lume, împărăteasa muri. Cum trecu anul, împăratul își lua altă soție. Femeia asta era cadră de frumoasă, dar nespus de trufașă și mândră și n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului să o întreacă alta în frumusețe. Avea o oglindă fermecată și ori de câte ori se privea întrânsa, nu uita să o întrebe: oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspundea: măria ta, ești cea mai frumoasă din întreaga țară. Împărăteasa zâmbea fericită, fiindcă știa că oglinda grăiește numai adevărul. Vezi însă că albă ca zăpada creștea și se făcea pe zi ce trece tot mai frumoasă. Și când împlini 7 ani, era o minunăție de fată frumoasă ca lumina zilei. Și frumusețea împărătesei începu a păli înaintea ei. Și într-o bună zi, când împărăteasa întreba oglinda: oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Oglinda îi răspunse: frumoasă ești creiasă, ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. La auzul acestor vorbe, împărăteasa se înspăimântă grozav de pismă și ciudă, odată se îngălbeni și se înverzi de zicei că-i moartea. Din clipa aceea, ori de câte ori o zărea pe albă ca zăpada, simțea că-i plesnește fierea de ciudă. Și azi așa, mâine așa, până ce începu să o urască de moarte. Pisma și ciuda creșteau în inima ei ca buruiana ce area și se cuibăriseră atât de adânc că împărăteasa nu-și mai găsea pace nici ziua, nici noaptea. În cele din urmă chemă un vânător și îi porunci: ia fata asta și du-o în adâncul pădurii, că nu rabd să o mai văd în fața ochilor. Omoară-o și drept mărturie că mi-ai îndeplinit porunca să-mi aduci plămânii și ficatul netrebnicei. Vânătorul nu ieși din vorbele împărătesei și se afundă cu albă ca zăpada în pădure. Dar când scoase jugherul de la brâu și se pregătea să-i străpungă inima nevinovată, sărmana copilă începu să plângă în hohote și să se roage: vânătorule drag, cruță-mi viața și îți făgăduiesc că o să-mi pierd urma în sălbăticia asta de codru și nu o să mă mai întorc niciodată acasă. Și pentru că albă ca zăpada era atât de frumoasă, vânătorului se făcu milă de ea și îi spuse: dacă e așa, fugi de te ascunde, fetiță dragă, unde nu calcă picior de om. Iar în sinea lui gândea: biata de tine, până la urmă tot o să te sfâșie fiarele sălbatice. Totuși, parcă îi se luase o piatră de pe inimă că nu trebuie să-și mânjească mâinile de sânge nevinovat. Și cum tocmai trecea pe acolo în fugă un pui de mistreț, îl înjunghie și, scoțându-i plămânii și ficatul, le duse împărătesei drept mărturie că i-a împlinit în totul dorința. Împărăteasa îi porunci bucătarului să le gătească de îndată cu sare și tot felul de mirodenii și atât de neagră era la suflet că nu se dădu îndărât să le mănânce, încredințată fiind că mănâncă plămânii și ficatul fetiței. Biata copilă rămăsese singură singurică în pădurea cea nesfârșită și era atât de înfricoșată că privea la mulțimea frunzelor de pe copaci ca și când de acolo ar fi putut să se ivească vreo primejdie și nu știa în ce chip și-ar putea găsi scăparea. Într-un sfârșit, începu să alerge și gonea într-una peste bolovani colțuroși și printre mărăcini, iar fiarele sălbatice treceau în fugă pe dinaintea ei, dar nu-i făceau niciun rău. Alergă ea așa cât o mai ținură picioarele și în geana amurgului dădu cu ochii de o căsuță și intră înăuntru să se odihnească. În căsuță toate lucrurile erau mititele, dar atât de gingașe și sclipind de curățenie că ți era mai mare dragul să le privești. Pe o măsuță acoperită cu o față de masă albă erau rânduite 7 talere mici și lângă fiecare taler se afla câte o linguriță, o furculiță, un cuțitaș și ocupă cât un degetar.
iar de-a lungul unui perete se înșirau 7 pătuceane, așternute cu cerceafuri albe ca neaua. Cum era tare flămândă și însetată, albă ca zăpada, ciuguli câte un pic din fiecare taler. Ciupi câte o fărămiță de pâine și sorbi din fiecare cupă câte o înghițitură de vin, fiindcă nu voia să ia toată mâncarea numai de la unul singur. Și fiindcă se simțea grozav de obosită, dădu să se culge într-un pătuț, dar niciunul nu-i se potrivea. Unul era prea lung, altul era prea scurt și abia ultimul pătuț se nimeri să fie pe măsura ei. Fata se culcă în el și adormi. Când se întunecă de binelea, sosiră și stăpânii căsuței. Erau cei 7 pitici, care sfredeleau munții scormonind în măruntaiele lor pentru a scoate la lumină tot soiul de metale. Ei aprinseră cele 7 lumânărele și de îndată ce se făcu lumină în căsuță, își dădură seama că cineva străin cotrobăise peste tot, fiindcă lucrurile nu se mai aflau la locul lor, așa cum le lăsaseră ei la plecare. Și atunci primul pitic zise: "Cine a stat pe scăunelul meu?" Al doilea urmă: "Cine a mâncat din talerul meu?" Al treilea: "Cine a mâncat din pâinișoara mea?" Al patrulea: "Cine a luat din legumele mele?" Al cincilea: "Cine a umblat cu furculița mea?" Al șaselea: "Cine a tăiat cu cuțitașul meu?" Al șaptelea întrebă și el: "Cine a băut din cupa mea?" Primul pitic cătă în jur mai culoarea minte și odată văzu o mică adâncitură în pătucul lui. "Cine s-a culcat în pătuțul meu?" se minună el. Ceilalți alergară într-o goană la pătuceanele lor și începură să strige care mai de care: "Și în pătuțul meu a stat cineva." Dar când cel de-al șaptelea se apropie de pătucul lui, tete cu ochii de albă ca zăpada care stătea în el adâncită în somn. Îi chemă pe ceilalți și toți veniră în grabă scoțând strigăte de uimire. Apoi îndreptară spre albă ca zăpada lumina al celor 7 lumânărele și rămaseră să o privească. "Doamne Dumnezeure!" apucară ei să strige. "Tare frumoasă mai e copila asta!" Și atât de bucuroși erau că nu se îndurară să o trezească, ci o lăsară să doarmă mai departe în pătuț. Iar cel de-al șaptelea pitic dormi câte un ceas în patul fiecăruia și așa trecu noaptea. Când se lumină de zi, albă ca zăpada deschise încet inel ochii și văzându-i pe cei 7 pitici se sperie rău. Dar ei se arătară prietenoși și începură să o întrebe cu blândețe: "Cum te cheamă, fetițo?" "Albă ca zăpada," răspunse ea. "Și cum se face că ai ajuns în căsuța noastră?" o mai întrebară ei. Atunci albă ca zăpada le povesti de-a fi rapăr totul, cum maica sa vitregă a pus să o omoare, iar vânătorul se îndurase de ea și îi lăsase viața și cum gonise toată ziulica prin pădure până ce dăduse peste căsuța lor. După ce o ascultară fără să scape vreun cuvințel din istorisirea ei, piticii îi ziseră: "Dacă te învoiești să vezi de gospodăria noastră, să gătești, să faci paturile, să coși, să speli, să împletești și să ții totul în bună rânduială și curățenie, apoi poți rămâne la noi și nu o să duci lipsă de nimic." "Da, primesc cu dragă inimă," răspunse albă ca zăpada și de atunci rămase la ei. Ea îngrijea acum de toate treburile casei și în fiecare dimineață piticii plecau în munți să scoată aur și tot soiul de alte metale și când se întorceau seara acasă, găseau mâncarea gata aburind pe cuptor. Peste zi, fata rămânea singură singurică și din această pricină, piticii cei buni avuseseră mereu grijă să o povățuiască. "Păzește-te de mașteră, că n-o să-i fie greu de fel să afle că ești la noi și cine știe ce pune iar la cale. Nu cumva să lași pe cineva să intre în casă." Iar împărăteasa, fiind încredințată că mâncase plămânii și ficatul fiicei ei vitrege, se credea iarăși cea mai frumoasă femeie de pe lume. Și într-o zi, apropiindu-se de oglindă, o întrebă: "Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?" Atunci oglinda îi răspunse: "Frumoasă ești creasă, ca ziua luminoasă, dar colo, ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și e mult, mult mai frumoasă." Împărăteasa se sperie din calea afară, fiindcă știa prea bine că oglinda nu minte și își dădu de dată seama că vânătorul o înșelase și că albă ca zăpada era încă în viață. Începu ea atunci să se frământe și să se chipzuiască în ce chip ar putea să o piardă din nou,
căci atâta vreme cât nu era cea mai frumoasă din împărăție, Pisma îi chinuia sufletul fără răgaz și n-avea clipă de liniște. În cele din urmă, născoci ceva. Își vopsi fața și se îmbrăcă tocmai ca o bătrână neguțătoreasă, că nimeni n-ar mai fi putut să o recunoască. Schimbată astfel la înfățișare, o porni peste cei 7 munți și într-un sfârșit se pomeni în fața căsicioarei celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă din toată puterea: "De vânzare, marfă frumoasă, de vânzare!" Albă ca zăpada, își aruncă o privire pe geam și întrebă: "Bună ziua, tușică dragă, dar ce ai matale de vânzare?" "Marfă bună și frumoasă," se grăbi să-i răspundă negoțătoreasa. "Cingători de toate culorile." Și Vicleana scoase una, împletită din mătase bălțată. "Se vede cât de colo că e o femeie de treabă," gândi fata, "așa că n-am de ce să n-o las înăuntru, că doar n-o fi foc." Trase zăvorul, o pofti să intre și-și cumpără cingătoarea cea frumoasă. "Vai, ce pociță ai pus, fetițo! Ia, apropie-te, să te gătesc eu cu ea așa cum se cuvine," umbie cu blândeță femeia. Albă ca zăpada, n-avea de unde să bănuiască că ar paște-o vreo primejdie și o lăsă să-i pună cingătoarea. Dar băbușca o încinse repede cu ea și o strânse atât de tare că fetei îi se tăie răsuflarea și căzu jos ca moartă. "Ei, de acum n-o să mai fii tu cea mai frumoasă," hohoti împărânteasa și o șterse repede pe ușă. Nu mai trecu mult și spre seară veniră acasă cei 7 pitici. Și cum se mai speriară bieții de ei când o găsiră pe iubita lor albă ca zăpada zăcând la pământ fără simțire, de parcă ar fi fost moartă. O ridicară de jos și văzând cât de strâns era mijlocul, tăiară în două cingătoarea. Fata prinse a răsufla și încetul cu încetul își reveni în simțiri. Le povestia piticilor toate câte s-au întâmplat și aceștia îi atraseră din nou luarea minte. Neguțătăroasa aceea nu era alta decât haina de împărăteasă. "Ferește-te, barem, de acum încolo, fată dragă, și nu mai lăsa pe nimeni să intre când nu suntem noi acasă." Și tare multă dreptate aveau, că femeia cea neagră la inimă nici nu aștepta să treacă bine pragul palatului și se duse glonț la oglindă și o întrebă: "Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară?" Iar oglinda pe dată îi răspunse: "Frumoasă ești, creiasă, ca ziua luminoasă, dar colo ascuns în munți sta albă ca zăpada la cei pitici cărunți și e mult, mult mai frumoasă." Împărăteasa rămase ca stana de piatră când auzi asta și simți că îi năvălește tot sângele în cap ca un vârtej, de câtă spaimă și mânie clocotea în ea. Va să zică tot nu scăpase de albă ca zăpada, tot vie era netrebnică asta. "Ei bine, de data asta m-o-i strădui să născocesc ceva fără de greș, ca să-ți viu de-a binelea de hac." Și cum la farmece și vrăji nu-o întrecea nimeni, haina de împărăteasă meșteriu un pieptene otrăvit. După aceea, își schimbă hainele și o luă înfățișarea unei băbuțe gârbovite de ani și iarăși o porni peste cei 7 munți la cei 7 pitici cărunți. Ajungând ea la căsuța lor, ciocăni în ușă și strigă: "Marfă bună de vânzare, marfă bună!" Albă ca zăpada, cătă afară pe geam și spuse: "Vezi-ți de drum, femeie, că n-am voie să las pe nimeni înăuntru." "Dar de privit cred că ai voie să privești, nu-i așa?" Și scoțând pieptenele cel otrăvit, îl tot plimbă pe sub ochii fetei. Atât de mult îi plăcuse pieptenul că albă ca zăpada se lăsă amăgită și deschise ușa. După ce se învoieră din preț, bătrâna o momi cu cele mai dulci vorbe: "Ia vino încoala baba să te pieptene, ca să fii și tu odată pieptenată ca lumea." Biata albă ca zăpada nu se gândi la nimic rău și se lăsă pieptenată, dar de-abia îi trecu băbușca pieptenele prin păr că o trava și începu să lucreze prin toate mădularele, arătându-și puterea ucigătoare, și biata copilă căzu jos fără viață. "Acu s-a sfârșit cu tine, frumoasa frumoaselor!" rânji la ea femeia cea haină și în timp ce se grăbea să se îndepărteze de acele locuri, sufletul ei negru clocotea de o bucurie drăcească. Dar, spre norocul fetei, înserarea coborâ curând și cei 7 pitici sosiră acasă. De îndată ce o văzură pe albă ca zăpada zăcând fără viață, bănuiră că maștera trebuie să fi pus iar ceva la cale și, cercetând copila cu grijă, dădură peste pieptenele cel otrăvit.
cum îl smulseră din păr, albă ca zăpada își reveni în fire, ca și când ar fi dormit numai nițeluș și prinse a le povesti cele întâmplate. Dimineața, piticii o sfătuiră din nou să fie cu ochii în patru și să nu mai deschidă nimănui ușa, fie ce-o fi. Și apoi se duseră la treburile lor. În acest timp, împărăteasa ajunsese la palatul ei și, așezându-se în fața oglinzii, se grăbi să o întrebe. Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda îi răspunse ca și altă dată. Frumoasă ești, crăiasă, ca ziua luminoasă, dar acolo ascunsă în munți, stă albă ca zăpada la cei pitici cărunți și e mult, mult mai frumoasă. Auzind spusele, împărăteasa a început să tremure toată și să clocotească de mânie. Netrebnica asta trebuie să moară, chiar dar fi să plătesc moartea ei cu prețul vieții mele. Se strecura apoi într-o odăiță dosnică, în care nu călca picior de om și amestecă de aici, amestecă de colo, până ce plămădi un măr otrăvit. La înfățișare, mărul era nespus de frumos, alb ca spuma pe o parte și rumen pe alta, că oricine l-ar fi văzut, îi se trezea numai decât pofta să-l mănânce. Dar cine ar fi apucat să muște numai o dată din el, zile multe nu mai avea și cădea mort pe loc. După ce sfârși de meșteciugit mărul, împărăteasa își boi fața și se îmbrăcă în straie de țărancă. Și schimbată astfel trecu peste cei 7 munți, grăbindu-se să ajungă la căscioara celor 7 pitici. Aci bătu la ușă, dar albă ca zăpada, scoase capul pe fereastră și spuse: Nu pot lăsa pe nimeni să intre, că nu-mi dau voie piticii. Altă pagubă să n-am, răspunse țăranca. Slavă Domnului, găsesc eu mușterii pentru merele mele. Da, până una alta, haide ia și tu unul, că nu-i pe bani. Nici nu mă gândesc să-l iau, răspunse albă ca zăpada. N-am voie să primesc nimic. Ce, te temi să nu mori cumva otrăvită? Strecură ea cu viclenie întrebarea. Fii pe pace, copilițo. Iaca, tai mărul în două, bucata asta rumenă mănânc-o tu, iar pe cealaltă o-i mânca-o eu. Dar vezi că mărul era cu meșteșug făcut, că numai partea cea rumenă era otrăvită. Albă ca zăpada râvnea de nu mai putea să guste odată din măr. Și când o văzu pe țărancă mușcând din el, nu mai putu răbda și, întinzând mâna pe fereastră, luă jumătatea cea înveninată. Dar n-apucă să înghită decât o bucătură și căzu jos fără suflare. Împărăteasa îi aruncă priviri ca de fiară și, beată de bucurie, strigă printre hohote de râs. Albă ca zăpada, roșie ca sângele și neagră ca abanosul. De-a cu piticii n-or mai putea să te învie. Plecă de acolo cât putu de repede și, când ajunse la palat, întrebă iar oglinda. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Și deodată auzi vorbele după care tânjise atât. Măria ta e cea mai frumoasă din întreaga țară. Abia acum își găsi liniștea inima ei cea pismașă, pe cât poate fi liniștită o inimă pismașă. În faptul serii, când piticii se întoarseră acasă, o găsiră pe albă ca zăpada zăcând pe jos fără pic de suflare. Era moartă ca toți morții. O ridicară căutând să vadă dacă nu găsesc vreun lucru înveninat. Îi desfăcură cingătoarea, o pieptănară, o spălară cu apă și cu vin, dar totul fu zadarnic. Copila cea dragă era moartă ca toți morții și moartă rămase. Atunci o așezară pe o năsălie și, trăgându-se toți 7 în jurul ei, plânse ramar și o jeliră 3 zile încheiate. Vrură după aceea să o îngroape, dar fata arăta atât de frumoasă de parcă s-ar fi aflat doar în somn și în obraj avea aceiași bujuri roșii din totdeauna, așa că piticii nu se îndurară să o coboare în pământ. Nu, în adâncul cel negru al pământului nu o putem coborâ, ar fi mare păcat. Grăiră care mai de care și, așternându-se pe muncă, îi făcură un sicriu de cleștar ca să poată fi văzută de oriunde te uita la ea. O culcară apoi înăuntru și deasupra îi scriseră numere cu slove de aur, precum și că a fost fiică de împărat. Apoi urcară sicriul pe un vârf de munte, de la șezar acolo și de fiecare dată când rămânea câte unul de veche, pietățile pădurii începură a veni și ele să o jelească. Mai întâi se arăta o buhă, apoi un corb și, în urma acestora, o hulubiță. Și așa rămase albă ca zăpada multă, multă vreme în sicriul ei de cleștar și nimic nu-i știrbea din negrăita-i frumusețe. Părea că-i vie și că doarme, că era tot așa de albă ca zăpada, de roșie ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și s-a întâmplat
ca un fecior de crai să se rătăcească în pădurea aceea și dând peste căsuța piticilor să le ceară găzduire peste noapte. A doua zi, când o porni la drum, văzu sicriul din creștetul muntelui și pe frumoasa albă ca zăpada și citi cu nesaț ce sta scris deasupra cu slove de aur. Și cum privea vrăjit și nu se putea desprinde de locul acela, începu a-i ruga pe pitici. Dați-mi mie sicriul și o să vă dau în schimb tot ce vă pofti inima. Dar piticii îi răspunseră: nu ți-l dăm nici pe tot aurul din lume. Dacă văzu așa, feciorul de împărat îi rugă cu și mai multă stăruință și ardoare: atunci îndurați-vă și mi-l dăruiți, că de când i-am zărit chipul nu mai pot fără să o văd pe albă ca zăpada și vă asigur că o voi cinsti mereu și o voi păzi ca pe făptura care mi-e cea mai scumpă pe lume. Auzindu-l cu cât foc vorbea, inimoșii pitici se îndurară de el și îi dăruiră sicriul. Feciorul de împărat își chemă slugile și le-a porunci să ia coșciugul pe umeri și să-l urmeze. Și cum mergeau ei așa, se întâmplă ca unul dintre slujitori să se poticnească de o buturugă și din pricina zdruncinăturii, bucățica de măr pe care o înghițise albă ca zăpada îi sări afară din gâtlej. O clipită, doar atât să fi trecut, și domnița deschise ochii, ridică ușurel capacul sicriului și se sculă în capul oaselor. Și era din nou vie de parcă s-ar fi trezit tocmai atunci din somn. Vai, Doamne, unde mă aflu? Strigă ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat se apropie de dânsa și îi spuse: cu mine ești, cu mine! Și povesti toate câte s-au întâmplat, iar la sfârșit adăugă: îmi ești atât de dragă, mai dragă decât orice pe lumea asta, și de te-ai învoi să mă însoțești la curtea tatălui meu, bine ar fi, că ar de dorință să-mi fii soție. Albă ca zăpada, ce era să mai spună, că și ei îi căzuse drag, porni împreună cu el și făcură o nuntă de se duse vestea, cu mare alai și voioșie. La nuntă o poftiră și pe maștera cea haină, că de tot o socotea un fel de rudă. Dar după ce s-a gătit ea cu veșmintele cele mai de preț, s-a apropiat de oglindă și a întrebat-o: oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Și oglinda pe dată i-a răspuns: frumoasă ești creasă, ca ziua luminoasă, dar tânăra domniță e mult, mult mai frumoasă. Atunci drăcoica de femeie începu să blesteme de ciudă și să urle ca scoasă din minți și deodată simți că îi se face frică, dar o frică atât de îngrozitoare că nu știa ce să mai facă și încotro să o apuce. La început se codi să meargă la nuntă, dar cum nu-și găsea o clipă de liniște, gândi că trebuie neapărat să o vadă pe tânăra împărăteasă. Și de cum păși în sala tronului, dădu ochii cu albă ca zăpada și, recunoscând-o, înlemni de spaimă și rămase țeapănă ca o mămâie. Spaima pusese stăpânire pe toată făptura ei. Din pricina asta, împărăteasa se urâțea văzând cu ochii și atât de pocită se făcu că nici ea singură nu mai cuteza să se privească în oglindă. Își luă lumea în cap și o ținu tot într-o goană până se pierdu în adâncul pădurii sălbatice ca să-și ascundă acolo urâțenia. Și de atunci, niciun om nu-i mai fu dat să o vadă și nimeni nu mai știu ceva despre soarta ei. Iar albă ca zăpada trăi în bucurie și fericire împreună cu tânărul împărat și, dacă n-ar fi murit, cu siguranță că mai trăiesc și în zilele noastre.